Pentru ca și noutate, să spun așa, se regăsește în bugetul de anul acesta agenda culturală. Agenda culturală a Comunei Șelimbăr, pentru că, am zis-o și repet, vreau să ne identificăm cu lucrurile care se pot face și în Șelimbăr. După aprobarea bugetului, vom deschide sesiunea de depuneri pentru această agenda culturală și pe această cale aș dori să îi mulțumesc la mea viceprimar pentru implicarea de care o dovadă, pentru că este un proiect care, la care dânsa a muncit și împreună cu ea am gândit pașii pentru finalizarea acestui. Din punctul meu de vedere, identitatea comună este legată și de bătălia lui Mihai Viteazu, dar să nu uităm un aspect la fel poate de important, să nu uităm de sașii care au fost în Șelimbăr. Asta zic, istoria comună. Exact. Să nu uităm de sașii care au fost în Șelimbăr, pentru că majoritatea obiceiurilor au fost preluate de la ei. Și atunci îmi doresc ca istoria să revină în actualitatea Comunei Șelimbăr.